Matei 5, câteva versete, de la 27 la 30, este acea porțiune din predica de pe munte în care Domnul Isus se duce direct la rădăcina problemei pe care noi o să o discutăm. Matei 5, de la 27 la 30, spune: Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă l de la tine, că ce spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat-o trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai o și leapă o de la tine, că este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat o trupul în păcat. Amin. Um, vreau să știți, știu că de obicei, Um, se, um, avem impresia că atunci când vorbim despre uh, pofte, păcate sexuale, ne referim doar la bărbați. Uh, să știți că ne referim la toate categoriile, și la bărbați și la femei. Uh, predica din seara asta, să știți, va deranja, în general, inima și mintea firească. Uh, celui care nu are o relație vie cu Hristos, îi se va părea prea de tot și obsesivă aproape tema asta. Bă, da, nu v-ați săturat să tot vorbiți uh, pe chestiunea asta? Voi pare că uh, sunteți așa prea uh, moraliști. Tema are de-a face cu doctrina despre păcat, despre seriozitatea, despre adâncimea, despre părțile uh, păcatului, părțile ascunse ale păcatului. Iar textul de față, să știți că tratează stricăciunea păcatului din inimă, care nu poate fi rezolvată cu interdicții, cu moralism. Nu poți să te apropii de chestiunea poftelor doar cu interdicții. Să știți, asta a încercat poporul uh, evreu. A încercat să rezolve problema, probleme adânci spirituale doar cu interdicții. Sfințenia noastră trebuie demonstrată în ascuns. Asta este principiul de la care plecăm, în modul în care ne raportăm la păcatele sexuale, care și ele se ascund în mintea noastră, în imaginația noastră, în privirile noastre. De acolo plecăm. Așa că, întrebarea acestei predici este: cum rezolvă Evanghelia lupta noastră cu aceste păcate ascunse? Cum ne face Evanghelia să nu fim doar niște bune actori? Pentru că, în realitatea asta, devenim. Cum ne face Evanghelia să ne uităm adânc în inimile noastre și să nu mai ducem vieți duble? Ce are Evanghelia de spus despre luptele noastre? Nu cred că există, hai să zic, măcar porțiuni de trei zile în care să nu-mi scrie cineva și să-mi spună, mă lupt cu o dependență. Și nu știu ce să mai fac. Nu știu cum să mai rezolv. Oare Evanghelia are un răspuns aici? Ce să spun? Luptă-te mai mult! Disciplinează-te mai mult! Este ceva care poate ne scapă? Pentru că să știți, noi toți îl reprezentăm pe Dumnezeu în lume și seriozitatea cu care tratăm păcatele ascunse, seriozitatea în care ne trăim viața în ascuns, asta va avea o influență asupra lumii. Pavel va spune în 1 Corinteni, capitolul 9, eu mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am predicat, eu însumi să fiu, și de fapt care este cuvântul, descalificat. Ce te descalifică? O viață dublă. De-aia să știți, Compromisul sexual, o viață ascunsă cu păcate sexuale, flirtul cu pornografia a creștinului, seriozitatea cu care se luptă sau nu, lejeritatea cu care tratează aceste păcate, spun ceva adânc despre el în final și îl dezonorează pe Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte de, înainte de, de, de a intra practic, să vă aduc aminte de un moment, uh, momentul ăla când profetul Nathan se duce la David și îi expune inima. Până atunci, profetul David, uh, uh, regele David, n-avea nicio problemă. Citiți să vedeți, nu avea nicio problemă. Murise, urie, el era ok. A trebuit Dumnezeu să vină și să, prin prorocul Nathan să pătrundă uh, adânc. Și David se pocăiește. Dar vreau să vedeți, dacă veți citi textul ăla, o să vedeți că e ceva în ce spune Nathan care îi schimbă perspectiva lui David. Spune așa, Dumnezeu spune prin Nathan, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Păcatul tău sexual, îi spune Nathan i-a făcut pe vrășmași să râdă de Dumnezeu. Să-și bată joc de Dumnezeu. Viața noastră ascunsă, să știți asta face. Țineți minte de Ravi Zacharias? Pe care l-am urmărit, pe care l-am iubit. Acum Domnul știe. Este posibil, eu nu vreau să dau verdict așa simplu, că oricum m-a durut inima când am văzut. Domnul știe în realitate ce s-a întâmplat acolo, dar ce s-a întâmplat după? Toți au râs, vrășmașii au râs. nu e așa? Păcatul nostru, ușurătatea cu care noi tratăm viața sexuală, care e miza. Oamenii se vor uita și vor spune, aha, eu știam că Dumnezeu nu are putere să transforme. Voi toți spuneți, vă lăudați, dacă e vorba de viața voastră ascunsă, să fiți credincioși în lucrurile mici, voi nu puteți, voi sunteți niște păcălici. Și oamenii râd și fac să-l hulească pe Dumnezeu. Asta este una dintre marile mize pentru care eu trebuie să trăiesc Curat? Gloria Domnului. Atunci când Dumnezeu ne cere să ne sfințim, să ne curățim, să ne mortificăm păcatul în lumina Evangheliei, sfințirea asta trebuie să acopere toate păcatele ascunse, să știți. Haideți să, haide să trecem direct la, la discuția noastră. Ce spune, de fapt, textul ăsta pe care l-am citit? Mie îmi place atât de mult de Domnul Isus că uh, merge tot timpul direct la rădăcină. Așa că primul lucru pe care vreau să-L spun despre problema păcatelor, dorințelor sexuale nestăvilite, a flirtului cu păcatul sexual, Isus se duce direct la rădăcină și vă rog fiți atenți. Spune, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie și aici vă rog, din nou, haideți să punem, să extrapolăm. Oricine se uită la cineva ca să poftească, nu? La o femeie, la un bărbat, a și prea curvit cu ea în inima lui. Ce face Isus Hristos? Isus Hristos se duce la privire, la ochi, la pofte. Cel care prea curvește sau curvește este cel care se uită ca să poftească. Uitați-vă timpul verbului, se uită. Nu dacă se uită, nu dacă se va uita în viitor, este cel care se uită, e o insistență cu intenții sexuale. Știți ce făceau fariseii? Fariseii tot timpul răstălmăceau legea și veneau și spuneau, domnule, e suficient să nu comitem actul sexual. Asta era aplicarea lor mecanică. Nimeni nu se uită în capul meu. Important este cum mă comport, cum mă afișez în exterior. Dar vine Hristos și arată că Dumnezeu e interesat de cele mai adânci gânduri. Da Dumnezeu este interesat de ce faci tu uh, noaptea înainte de a, de a te culca cu telefonul tău. Este interesat de mintea ta. Pentru că Iisus, nu uitați, în, în, cred că în Ieremia, în Isaia capitolul 29 cu 13, dacă nu mă înșel, spune nu mă interesează închinarea voastră exterioară. ce îmi tot aduceți mie jertfe și închinare de tot felul când inima voastră e departe de mine? Ce vrea Dumnezeu? Vrea inima, te vrea cu totul, mă vrea cu totul. De-aia spune Iisus, dacă cineva se uită ca să poftească, a și prea curvit. Dumnezeu și Domnul Iisus nu este, Dumnezeu nu e interesat de actul meu exterior. Asta face diferită Credința creștină de orice altă religie nu e interesat de religie, de actul religios, ci este interesat de mine. Cum arată viața mea ascunsă? De aia în capitolul 6 va spune așa, în versetul 6, uh, uh, în capitolul 6, pardon, din Matei, în versetul 22 spune Ochiul este lumina trupului, dacă ochiul tău e sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău e rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine e întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Ce înseamnă ca ochiul să fie sănătos? Să știe ce privește. Să știe ce să privească, să nu-și dorească lucrurile care îl dezonorează pe Dumnezeu. Iisus spune, ochiul este poarta de intrare a păcatului. Și există tot timpul o legătură directă între privire și curvie. Vă rog atenție, a, 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 aici se duce Iisus, tot timpul păcatul intră prin ochi, prin privire. Am predicat odată ceva similar și cineva a pus o întrebare foarte, foarte onestă. Așa a spus că e onest. Bine, și dacă eu sunt orb? Eu nu pot să privesc. Și evident că nu la asta se refere că tu poți să privești cu mintea. Păcatul intră prin, prin imaginație, prin privire. Fiți atenți, vă rog frumos, în numeri, capitolul 15, ce poruncă Ciudată pare să dea Dumnezeu uh, preoților. Spune, vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă din neamă neam un ciucure la colț colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru pe ciucurele acesta din colțurile veșmintelor. Nu preoților, copiilor lui Israel. Și acum fiți atenți. Când veți avea ciucurele acesta, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului. Repet, ciucurele, uitați-vă la el, să vă uitați la el, ca să vă aduceți aminte de poruncile Domnului, ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsați târâți la curvie. Pofta intră prin ochi, Există o legătură directă dintre uitarea poruncilor lui Dumnezeu și urmarea poftelor inimii. După poftele ochilor care duc la curvie, există, să știți, o, o mecanică a ispitei care începe cu privirea. O mecanică a ispitei. Nu există om care să nu înceapă să fie ispitit în felul ăsta. Aproape tot timpul. Se va întâmpla în felul ăsta. Țineți minte de Iacov, capitolul 1, când spune Fiecare când este ispitit este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Vedeți care este toboganul oricărei ispite? Fiecare când e ispitit e atras de pofta lui însuși și momit. Asta este metoda diavolului ne seduce cu lucrurile pe care ni le dorim, pe care le privim, ne le poftim, suntem momiți de ele și apoi se fixează păcatul în noi. La fel cum a făcut Eva în grădina Eden, nu? Și Adam. Ce a făcut diavolul? A atras-o, a momit-o, i-a creat prin actul, prin actul privirii, i-a creat o perspectivă atrăgătoare asupra păcatului. Nu vei muri, ba din contra, de pe acum vei înțelege cu adevărat viața. Dumnezeu nu face altceva decât să te țină într-o închisoare. Asta face să știți tot timpul diavolul, că ne ispitește, ne, ne, creează prin imaginație o perspectivă că păcatul de fapt e dulce și este libertate și toate uneori, tot trupul nostru îl crede pe diavol. Fructul i s-a părut bun, atrăgător, irezistibil, l-a privit, l-a dorit. Așa funcționează, să știți, ispita sexuală? Ne ascunde porunca lui Dumnezeu, uităm de acel ciucure, țineți minte, să ne uităm la el ca să ne aducem aminte de porunca lui Dumnezeu, ne creează în fața ochilor noștri o imaginat, o, o, chiar o imaginație, o imagine, o perspectivă glorioasă fără Dumnezeu. Și tot timpul, aproape tot timpul, sperăm că, că ne va duce bucurie, ne va duce împlinire, și vom, vom spune, mai ales dacă vom vorbi și vorbim de pornografie, vom spune, ok, 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 asta va fi ultima dată. Ultima Un ultim uh, moment de, de, de nebunie e ultima ată. Și devenim mai slabi. Și nu va fi o odată, ci va fi de foarte multe ori. Pentru că ne lăsăm păcăliți de perspectiva pe care diavolul o face. Cum vine păcatul? Dar eu vă spun că oricine se uită ca să poftească. Totul începe de la ochi. Dragi tineri, totul începe de la privire. Ce te atrage de fapt pe tine? Niciun păcat nu se produce ca mai întâi să nu fie existat această privire insistentă. Cine se uită la o femeie, cine se uită pe internet la o femeie, pe telefon, la o imagine ca să o poftească. Nimeni nu cade într-un păcat din prima fără să fii trecut de atracție de momire. S-a făcut un studiu recent și s-a observat că tipul de, sau motivul pentru care uh, oamenii înșală acum, sau altfel spus, înșelatul acum începe online, așa, ca un, ca, 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 ceva aproape nesesizabil. Încep cu, cu o discuție cu o persoană de sex opus, încep cu o discuție plăcută, frumoasă, ușor-ușor uh, începe o familiaritate, după aia niște glumițe uh, ușor mai obraznice, după aia devine o, o, uh, aproape o, o legătură emoțională puternică, apoi devin glume din ce în ce mai Nesărate și apoi hai să ne vedem. Aproape tot timpul se întâmplă asta. Sunt păstor la o biserică destul de mare și mi se întâmplă anual să încerc să conciliez cupluri care, el sau ea, au intrat în relații extraconjugale și aproape de fiecare dată când discut, e aceeași situație. Pe internet am început tot. Nici nu m-am gândit. Nici prin cap nu mi-a trecut. Ia uitați-vă, vă rog, la David. Armata lui e în război. Ce face el? Vă aduceți aminte? O să vă citesc rapid din 2 Samuel 11 cu 2. Fiți atenți ce spune. Într-o după amiază spre seară. totul era frumos, dar fiți atenți ce face el. Într-o după amiază spre seară. David s-a sculat de pe pat. Omul era în confortul lui. Era relaxat. S-a sculat de pe pat. S-a dus undeva pe acoperișul casei împărătești și ce face de acolo? A zărit, cu ce? Cu ochii! A zărit de acolo o femeie care se scălda și ce mai observă David? Că era foarte frumoasă la chip. Așa începe. E atras de pofta lui, dar uită de porunca lui Dumnezeu că nu are voie să se culce cu soția aproape lui. Atracția e mai puternică. Cum a început, fraților? Cu ochii, cu privirea. În momentul ispitirii, asta facem. Amuțim în noi șoapta Duhului Sfânt. În momentul de intensitate al ispitirii, să știți că Duhul Sfânt ne spune un lucru. Același lucru pe care i l-a spus cui? Lui Iosif. Fugi! Dar știți ce facem noi? Amuțim. Nu-i chiar așa. Până la urmă, de ce a murit Isus Hristos? Care-i funcția Lui? De iertare. Ok, îmi satisfac și, și dorința asta răzătoare. Că el oricum mă va ierta și mă joc cu crucea lui Hristos. Amuțim în noi șoapta Duhului care spune, fugi, pocăiește-te. Devine pentru noi mult mai important obiectul atracției noastre de moment. Rădăcina păcatelor sexuale, dragi, dați-mi voi să vă spun, sunt ochii. Okay. Sunt ochii, okay, asta spune Iisus. Dacă stai și te uiți să poftești, ai și curvit. Aduceți-vă aminte de Iov, e un exemplu așa de fain, nu? Ce face Iov, ce spune? El spune, făcusem un legământ cu inima mea, cu ochii mei și mi-aș fi oprit privirile asupra și nu mi-aș fi privit privirile nici măcar asupra unei fecioare. Nu mi-aș fi oprit privirile. Ce face David? Își oprește privirile, se uită cu atenție. Nu, nu! Eu vedea fecioare, nu? Adică să nu, nu cred că își punea. Nu, dar nu, nu mi-aș fi lăsat imaginația să, să meargă mai departe. Dar vreau să fiți atenți că tot timpul există o legătură iar Iisus face legătura dintre ochi și inimă. Ia uitați ce spune Iov mai departe, șase versete mai jos. Spune, de mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii. Vedeți aici ce frumoasă chestiune? Pentru că tot timpul asta se întâmplă. Inima urmează ochii, uită-te la ceva, uită-te cu insistență, uh, lasă-ți imaginația să se ducă în direcția aia și inima se va duce imediat după privire și după ochi. Rădăcina păcatelor sexuale începe cu privirea, cu poftirea, apoi tot timpul, asta e regula, asta este legea, apoi tot timpul inima va urma ochii și când inima urmează ochii, urmează în pietrirea. Urmează logi, o logică a împietririi. Vă rog, fiți atenți, pentru că e așa de important. Există acum, în societate, în cultură, există o acomodare a inimilor noastre cu păcatele sexuale. Prin cultură, prin filme, prin cărți, prin limbaj, prin nevegherea noastră, există o acomodare a inimilor noastre. Există ceea ce se numește, îmi pare rău, mai, mai sunt copii aici, dar trebuie să vă spun, ceea ce se numește soft porn. nu mai direct, e doar o ușiță de intrare. Sunt acele riluri absolut uh, aberante, dar inteligente, pentru că tu te uiți, algoritmul vede că tu stai acolo și tot îți scui pe exact ce vrei tu. Inima urmează ochii și te duce într-o direcție, ești acomodat, ești, ești ca broasca aia pusă în apă, călăie care se tot, se tot, se tot până fierbe. Asta face diavolul și cultura din noi. Ne încălzește, ne acomodează cu păcatul. Și nici măcar nu ne dăm seama că la un moment dat spune nu mă chiar, e atât de fain filmul ăsta că nu mă deranjează faza aia. Că observ acolo cât de fain firul istoric, nu-i așa? Suntem acomodați cu păcatul. Suntem dezarmați. Și nici măcar nu ne dăm seama. Vreți să vă mai dau un exemplu care să demonstreze că, că păcatul intră prin ochi? Aduceți-vă aminte de păcatul lui Iacan. Iosua 7, din cauza lui păcatului lui Acan, Dumnezeu aduce o înfrângere rușinoasă, care se întâmplă imediat după ce? După o victorie minunată, Ierihonul. Imediat după vine ce? Vine păcatul lui Acan. Dar fiți atenți aici textul. Când Iosul îl confruntă, Acan mărturisește și spune așa, iată ce am făcut. Am văzut cu ochii. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint, o placă de aur în de 50 de sicli. Vă rog, fiți atenți! Le-am poftit și le-am luat. Am văzut, am poftit, am experimentat. Inima a urmat ochii. Dacă cineva privește ca să poftească, a și prea curvit, de ce a prea curvit în inima lui? Pentru că asta este tot timpul rădăcina păcatelor sexuale. Cum ajung oameni care spun că au o relație cu Dumnezeu să-și compromită lucrările, biserica și să-i facă pe vrășmași să-l hulaască pe Dumnezeu? Cum? Cum se întâmplă lucrurile astea? Oameni pe care îi vezi în biserică că îl slujesc pe Dumnezeu, știi ce fac? Nu veghează la privire. Au impresia că, dom'le, ei au un soi de imunitate, ei predică cuvântul, ei slujez din față, ei vin tot timpul la biserică, au o imunitate la păcat. Nimeni n are nicio imunitate la păcat dacă nu veghem, Dacă nu stăm aproape de Scriptură. E o mecanică, păcatul intră prin ochi și apoi inima urmează ochii. Și apoi vrem să, să experimentăm tot mai mult și apoi ne aducem tot felul de justificări că de fapt nu e păcat. Asta este o realitate. Asta este rădăcina. Isus se duce direct la temelia problemei, să știți, inimilor noastre. Ce privim în ascuns arată de fapt unde e inima noastră. Care sunt lucrurile care ne entuziasmează arată de fapt unde ce iubim cu adevărat. Și să știți, ar putea să fim și noi ca farisei, pentru că știți de ce le spune asta Domnul Iisus? Pentru că farisei spuneau, noi nu curvim, noi nu curvim. Și Domnul Iisus spune, oare, ei spuneau, noi ținem legea. Și Domnul Iisus spune, nu, nu, dați-mi voi să vă arăt cum se, cum se, aplică legea asta. Dacă, dacă cu inima ai păcătuit, cu privirea ai păcătuit, tu ești deja uh, pătat. S-ar putea să știți să fii ca farisei, să spunem, Domnul, eu nu mă culc cu nimeni. Eu nu întrețin re relații sexuale cu nimeni. Am grijă chiar cum mă comport, am grijă cum vorbesc cu fetele, eu sunt foarte atent, am grijă cum vorbesc cu băieții, dar Isus vine și spune, dar ochii tăi, unde sunt ochii tăi? Unde este timpul tău? Cum arată seriile noastre înaintea telefonului? Credeți că nu se aplică? Asta este primul lucru pe care îl face, să știți, Iisus. Să ne expună inimile în, în fața esenței legii lui Dumnezeu. Spune, Dumnezeu este serios cu păcatul. E serios cu păcatul. Haideți să luăm al doilea punct din predică. Primul este că Domnul Iisus se duce direct și spune, e o relație între ochi și privire. Păcatele sexuale intră prin ochi. Dar care e soluția? Haideți să vedem versetele 29-30. Dacă de deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l, leapă l de la tine. Căci spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat-o trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai -o. Căci spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat-o trupul în ghenă. Haideți să vă spun simplu, pentru că uneori complicăm lucrurile, vrem să facem exegeză peste exegeză. Domnul Iisus spune așa, te lupți cu un păcat sexual, te lupți cu o poftă, te lupți cu o dependență și nu știi ce să faci, haideți să spun ce trebuie să faci. Nu mângă ea, nu te du la, la super terapii peste terapii, că nu aici este problema. Problema e alta, mai gravă, mai adâncă, taie. Asta spune, aruncă, îndepărtează de la tine. Calea de a lupta e calea crucii, mortificării păcatului, respingerea practicilor păcătoase, ieșirea dintr-un anturaj care te îndeamnă la păcat. Asta este. Spune, mâna ta, piciorul tău, tai el. Ce înseamnă să tai? Evident, sper că ne dăm seama că nu la mutilare. Nu te duc acolo nu avea experiența aia. Oprește-te, oprește orice canal care te face să ajungi în păcat. O să spui, doar domnule, dar eu, mie îmi place filmul, serialul cu tare. Nu te mai uita, dar prietenii mei se uită. Tu ești altfel, pur și simplu. Tu poți să le spui, eu înțeleg ce spune Domnul Isus. Da, cred că este o experiență culturală pe care nu o voi mai avea, dar ce spune Domnul Isus? E bine, mai bine să intri în părăția cerurilor fără un ochi, adică fără experiența aia. Uneori ne este așa de nepăcălim, e, e greu. Pentru tineri este foarte greu. Aproape că nu se poate să scapă de dependență. E o minciună, fraților. Se poate. Problema e că nu ne luptăm cu adevărat. Nu ne luptăm după metoda Domnului Isus. Fii radical. Scoate. Suntem tot mai acomodați, să știți, cu pornografia. Asta este realitatea. Lucrul necesar tuturor celor care se confruntă cu ispitele sexuale puternice este disciplina păzirii ochilor. E calea... Pentru că prin ochi este calea intrării păcatului în inimă. Acum, uh, Alin, tu ești militar, nu? La bază. E sportiv, dar ești și militar. Uh, santinelele uh, sunt... Spațiile alea în care un militar se uită să vadă dacă vine dușmanul, nu? Uh, Și ce nu facem noi cu privirile noastre? Noi nu ne punem santinele. E ca o cetate uh, care uh, este bine păzită, dar care nu are santinele să, să poată să vadă dușmanul venind de departe. Noi nu ne punem santinele să veghem, să ne păzim inima Chiar dacă asta înseamnă, poate chiar să ne dezinstalăm Instagram-ul și TikTok-ul dacă îl avem, nu? Atenție, ăsta nu e un mesaj legalist sau moralist sau vă chem la, la cum să zic, călugărie digitală. Eu cred că Dumnezeu, noi putem restaura și răscumpăra telefoanele, aplicațiile. Noi, noi suntem chemați să facem lucrurile astea. E, sunt minunate astea. Dar atenție, dacă, e, dacă noi le folosim și dacă ele de fapt ne folosesc pe noi, haideți să ne luăm un timp să ne pocăim. Dacă tu știi că de fiecare dată când intri pe Instagram, măcar o dată pe săptămână, tu tot acolo ajungi la niște imagini care te duc în păcat. Nu te mai juca cu el. Asta spune Domnul Iisus, scoate ochiul. Adică experiența aia, canalul care te duce acolo, puneți niște santinele, puneți niște garduri până acolo. Când știi că te lupți, am mai spus-o și o spun la TBV tot timpul, vin la mine și îmi spun, mă lupt lucii de ani de zile cu chestiunea asta, mă lupt. Și eu, eu nu-i mai cred atât de ușor. Le spun, cum te lupți? Explică-mi și mie cum arată lupta ta. Și de fiecare dată ajungem la aceeași concluzie că tot ajunge la telefon și telefonul e tot timpul la îndemână. Și dacă te lupți, tu nu ți-ai pus un gard, tu nu ți-ai pus o distanță. Ne spune fi radical. Vreau să mai observăm ceva la ce spune Isus. Spune, dacă ochiul te împinge în păcat, scoate-l și leapă l de la tine. Leapă-l, atacă-i rădăcina, leapă-l, îndepărtează-l. Asta înseamnă, spune, noi trebuie să ajungem nu doar să nu mai facem acel lucru păcătos, ci să ajungem să urăm păcatul. Inima noastră să ajungă să, să aibă o, o revoltă împotriva păcatului. Apropo, vreți să știți? Că de multe ori mai sunt întrebat, cum știm că cineva e născut din nou uh, sau nu e născut din nou? Care este un semn al nașterii din nou? E O ură crescând față de păcat este un semn al nașterii din nou. Că de păcătuit păcătuim, uneori ne luptăm cu anumite dependențe, uh, ne, ne luptăm așa, este poate să dureze uneori ani, dar știți care este diferența? Urăsc păcatul. Îl urăsc cu tot ce sunt eu și crește în mine această revoltă dezvoltați în voi o aversiune față de ce e rău și păcătos dar atenție nu poți să naști în tine o aversiune pe, pentru păcat decât iubindu-L pe Hristos și nu-L poți iubi pe Hristos mi-a plăcut așa mult cum ai spus despre Scriptură, despre cuvânt nu-L poți, vă rog ascultați-mă nu-L poți iubi pe Hristos și nu-L găsești pe Hristos altundeva decât în Scriptură nu știu de ce a lăsat Dumnezeu așa lucrurile, dar vă rog să mă credeți. Vrei să-L descoperi cu adevărat pe Hristos? Este de găsit doar în Scriptură. El este experimentat în comunitate, este experimentat în rugăciune, dar ai descoperit în Scriptură. Am ascultat o predică săptămâna asta din Exodul despre mană și mi-a plăcut așa de... Predicatorul a făcut o, o, o paralelă între mană și hrana spirituală pe care noi o mâncăm. Și spunea, mana asta, ați observat că a dat-o zilnic și dacă lua mai mult de un omer, se împuțea? Și făcea paralela asta. Uh, noi avem impresia că luăm acum niște hrană, prin predică, și citesc acum puțin Biblia, mai citesc peste patru zile, nu merge, nu funcționează. Pe plan spiritual trebuie zilnic să iau. Îl descoperi pe Hristos dacă mănânci zilnic din el. Îl iubești pe Hristos dacă mănânci zilnic din el. Și vei urâi păcatul direct proporțional cu cât te îndrăgostești mai mult de el. Nu poți să te apropii de Hristos care este lumină, e sfânt, fără să începi să-ți vezi niște păcate mai adânci, poate niște păcate mai subtile care generează acel comportament care te trimite în păcatele sexuale. Fii atât apropiate de Hristos. Să știți, e o observație tristă pe care am văzut-o mai întâi în viața mea și apoi în viața altora. Nu ne place să ne cercetăm inimile. Nu ne place. Suntem mulțumiți că avem de multe ori o doctrină corectă. Noi baptiști avem, spunem, doctrina cuvântului. Voi, le aveți doctrina Duhului Sfânt. Și ne spunem, Doamne, avem o doctrină corectă. Noi știm că am prins cumva cheia aia a bisericii primare. Fiecare se laudă. Dar și ce nu ne place nimănui? Pentru că este o vorba de o luptă spirituală. Să ne cercetăm inimile. Doctrina e importantă, teologia e importantă, dar ele sunt egal cu zero. Dacă inima nu mi-o cercetezi zilnic... Dacă nu trăiesc într-o pocăință zilnică și vreau să știți că exact în incubatorul cercetării inimii încep să-L iubesc pe Hristos și să-L păcatul. Ce e de făcut, dragilor? Scoate ochiul, taie mâna, îndepărtează de la tine păcatul, mortifică-l. Ia uitați ce spune Pavel în roman cu 13. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri, dar dacă Asta să... trebuie să vă placă. Dacă prin Duhul Sfânt faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Apropo, aici noi baptiștii trebuie să învățăm să ne, să ne întoarcem puțin la, 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 la înțelegerea faptului că în lucrarea de sfințire nu faci nimic fără o conlucrare cu Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt ai ilegalism și moralism. E o conlucrare doar prin Duhul faceți să moară faptele trupului. 1 Corinteni 9 cu 27, 27 pe care vi l-am zis. Mă port aspru cu trupul meu. Colosen 3 cu 5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima. Haideți să vă spun cum facem practic. Cum facem practic? 1. Dragilor, ascultați-mă. Opriți-vă și să ne oprim din a hrăni firea. De aceea spune Pavel, nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Există un foc înăuntru nostru, să nu apropiem combustibilul de el. Nu-i da prea multă hrană. Filme, cărți. De ce ne cercetăm, auzim, după care iară stăm pe social media și mintea noastră se duce așa aiurea. Puneți limite și acolo. Repet, nu spun, ieși. Ieși dacă, dacă știi că ai o problemă serioasă. Dacă nu puneți limite clare, cât te uiți, nu-ți hrăni mintea, nu te mai lăsa acomodat de lume. De aia caz în păcat. De aia cădem în păcat. Că ne, suntem neveghetori, hrănim. Apoi, mai vreau să spun un lucru pe care l-am văzut între tinerii de la Buna Vestire. La Protector sigur nu se întâmplă, la noi se întâmplă. Tinerii de la TBV mai fac un lucru pe care vreau să-l expun, vedeți, vin la biserică, vin la TVV și totul e minunat, vorbim frumos, dar în contextele lor de siguranță, în timpul lor de spațiu, își permit niște glume. Și băieți și fete, glume cu dublu sens, anumite. De ce? Pentru că ei sunt liberi în Hristos. Ei nu sunt niște legaliști de aia, știți? Noi ei sunt liberi în Hristos. Atenție, am observat lucrul ăsta. Sunt glume la care râdem poate cu colegii noștri. Și ne, la muncă, glume pe care ei le fac și ne e rușine să spunem că noi nu suntem de acord. Ne e rușine! Și poate chiar râdem și noi cu ei, ca nu cumva să ne creadă că suntem habotnici și nu știm să punem limite. Să știți, omul firesc admiră. Omul firesc se simte cel mai bine în spațiile lumești. Dar noi ar trebui să le respingem. Niciun cuvânt murdar să nu vă iasă din gură. Vreau să te întreb în seara asta, cum ești tu? Ce spune limbajul tău despre tine? Dacă am putea să întrebăm ochii tăi, ce spun despre tine? Ce spun săptămâna asta? Ochii tăi, dacă, dacă i-am cere acum ochilor tăi să ne dea jurnalul săptămânii, ce ne-ar spune despre tine? Vă rog să înțelegeți că aici nu este moralism. Ce este ce spune Domnul Isus? Dacă te joci cu ochii, inima urmează ochii. Tot timpul. E o lege. Ce spun picioarele tale despre tine? Mâinile tale? Gura ta? Și ce este minunat? Este un verset în Vechiul Testament pe care îl iubesc poate cel mai mult și care e, nu e foarte uh, cunoscut. Spune: Lui Dumnezeu îi place îndurarea. Dumnezeu îi place harul. Indiferent cât de mult ai căzut, indiferent cât de mult ai păcătuit, vreau să știi, Hristos a murit pe cruce și pentru păcatul tău. Indiferent cât de mult ai păcătuit, poate și săptămâna asta, Dumnezeu nu se uită la tine și spune, m-am și săturat, eu nu mai pot. Mi-e mi ajuns. Nu. El nu s-a săturat să te ierte. Dar vă spun care este cel mai grav lucru pe care îl poți face. Este să trăiești o viață dublă. Este ca după ce am ascultat din nou ce spune Domnul Isus, noi să spunem, e ok, dar lucrurile nu sunt chiar așa. Nu sunt chiar atât de serioase. E să nu faci nicio schimbare. E să nu spui nicio santinelă. E să, să nu te uiți la viața ta să spui, ba da, știu că am greșit. Știu de ce ajung acum acolo. Pentru că nu sunt atent și pentru că nu sunt radical. Pentru că nu mă port aspru cu mintea mea, cu trupul meu. Și pentru că mai mult decât orice, nu cred în puterea Evangheliei și nu-L iubesc pe Iisus. de -aia te chem. E indiferent că ești obișnuit cu biserica, te chem să crezi din nou că lui Dumnezeu îi place îndurarea, dar mai mult decât atât, își dorește ca tu să fii eliberat dacă ești prins. De orice păcat, își dorește să te vadă scos de acolo. Haideți să ne ridicăm. Nu știu dacă Alina ați pregătit o cântare la final, dar dacă ați pregătit, eu mă voi ruga și apoi puteți veni să cântați. Doamne, am înțeles în seara asta că Deavolul, lumea, poftele, firea, carnea. Toate sunt îndreptate ca să ne acomodeze cu păcatul. Și Doamne, am văzut că tu ne trimiți la rădăcină. Păcatul intră prin ochi, prin ceea ce vedem, prin ceea ce privim insistent. Și apoi inima urmează păcatul. Doamne, dacă sunt aici persoane care se luptă cu ispite sexuale sau cu păcate sau cu dependențe, în primul rând arată, Doamne, că Evanghelia Ta are putere. Se i scoată de acolo. Și apoi, Doamne, mă rog să înțeleagă ei și să înțelegem noi, odată pentru totdeauna, că orice păcat își va pierde puterea la cruce, orice păcat își pierde puterea când noi ne desfătăm în tine, Orice păcat își pierde puterea când noi alegem să fim radical de drag gloriei lui Dumnezeu. Dă-ne tu, Doamne, această putere. În numele lui Isus m-am rugat. Amin.